În 2016 au fost votați să reprezinte interesele electoratului în Parlament și Senat. Bineînțeles că vorbim despre deputați și senatori. La aproape 2 ani de mandat, politicienii plătiți din bani publici nu au schimbat mai nimic pentru electorat, deși au promis mare acusarea în campania electorală. Timp de 3 minute în fiecare zi analizăm activitatea unui parlamentar. La final decideți dumneavoastră dacă își merită sau nu fotoliul pe care stau comod la fiecare ședință. În ediția de astăzi avem în vizor activitatea Victoriei Longher, aleasă la nivel național pe listele Uniunii Polonezilor din România. Ea este soția lui Gervasen Longher, deputat din partea Uniunii Polonezilor din România, în perioada 2000-2013, an în care a fost condamnat de Înalta Curte de Casație și Justiție la 3 luni de închisoare cu suspendare pentru infracțiunea de conflict de interese. Acesta și-a angajat frații la Camera Deputaților. Victoria Longher se află la primul mandat. Polonezii care vor să ia legătura cu ea trebuie să-și programeze o audiență la cabinetul său din Suceava. Activitatea sa din primul mandat este mai puțin decât minimă. Aparițiile sale în media și declarațiile politice în număr mic sunt motivul pentru care veți vedea foarte puține imagini cu acest deputat plătit din bani publici. Iată ce spun datele oficiale. 16 luări de cuvânt, 14 declarații politice, 15 propuneri legislative, din care 2 promulgate legi. Cele 16 luări de cuvânt însumează 40 de minute și 36 de secunde. Cea mai scurtă cuvântare din plen are nici mai mult, nici mai puțin de 2 secunde. A deschis gura doar să-și rostească numele. Una din sarcinile obligatorii ale parlamentarilor este participarea la vot. Victoria Longher a avut până în prezent 1869 de voturi, ceea ce înseamnă că prezența sa la votul electronic este de 52%. Pentru munca prestată în Parlament, deputatul Uniunii Polonezilor din România este plătit lunar cu 10.003 lei. Acum că am văzut cât a muncit Victoria Longher, este momentul să aflăm care sunt punctele sale slabe. Prezență scăzută la votul electronic, luări de cuvânt în număr mic, propuneri legislative foarte puține, comunicare proastă cu electoratul. Pentru activitatea din primul său mandat, din decembrie 2016 și până în prezent, îi acordăm nota 4 deputatului Victoria Longher, reprezentanta polonezilor din România.